Deci nu vă speriați de mine, dar ideea stă în felul următor. Vlogmas ziua 3. Ideea e că seara după ce am închis vlogul, m-am spălat și pe cap și am zis hai să încerc și eu o tehnică nouă de a-mi ondula părul. Cu șosete mai exact, că n-am încercat niciodată tehnica asta și e de mult pe piață, să zic așa. Deci hai să vedem ce rezultat are. Nu am vrut să filmez procesul, cum am împletit șosetele astea aici, pentru că nu eram sigură dacă o să iasă bine sau nu, așa că am zis mai bine hai să încerc eu singură pe pielea mea să vedem ce rezultat are, ce efect are și după aia, dacă o să-mi placă, o să vă arăt și vouă. Că de obicei așa fac eu. Ia să vedem. Momentul adevărului arată chiar foarte bine. Wow! Nu știu cum de nu m-am gândit la asta mai de mult. Nu știu cum de am descoperit chestia asta abia acum la 23 de ani. Singurul inconvenient a fost aseară când am dormit, că dorm oarecum destul de greu cu șosetele alea pe părți, dar din câte am văzut, unele fete au fost mai ingenioase și și-au prins șosetele una aici la spate și una aici sus. Și bănuiesc că asta pe care ți-o prinzi aici sus îți dă și mai mult volum și cred că o să arate și mai bine. Deci o să încerc și tehnica aia și după aia vedem, le comparăm să vedem care iese mai bine. Da, deci din câte se vede nu prea am volum. Mă gândesc că dacă mi-aș fi pus o șosetă aici sus, mi-ar fi dat volum, așa cum am zis. Dar o să încerc, v-am zis, și tehnica aia să le comparăm. Oricum, uitați-vă la părul meu cât de bine arată. Astăzi vreau să mă duc cu mami la târgul de Crăciun de aici, de la Ploiești. Pentru cine nu știe, sunt din Ploiești, pentru că anul ăsta n-am apucat să-l vedem. L-am văzut anul trecut, dar bine, nu cred că e nimic schimbat, sincer. Cred că e la fel făcut ca și anul trecut, nu cred că e nimic nou, sincer. Dar mergem să vedem ce-i pe acolo, cum stă treaba și după aia ne întoarcem acasă. Și apropo că tot vorbim de orașe, că v-am zis eu că sunt din Ploiești, vreau să știu cine este din Constanța. Scrieți-mi în comentariile acestui clip, pentru că am o surpriză pentru voi. Nu știu dacă să vă zic în clipul ăsta de astăzi sau în clipul de mâine, mă mai gândesc. Până la finalul clipului, poate vă spun. Da, deci mi-am prins bretonul aici într-o parte pentru că nu-mi place că a crescut și nu mai stă în nicio direcție și mai bine îl prind. Ați văzut și voi faptul că nu aveam deloc volum la păr, da? Am ales să-mi prind părul pentru că mi se pare că arată mai bine așa decât să nu am volum. Am o mică frustrare eu, pentru că eu am părul destul de rar, firul meu de păr este destul de subțire și atunci nu suport să nu am volum la păr. Deci mai bine l-am prins, eu zic că arată mai bine. Nu știu, părerea mea, ziceți-mi voi în comentarii. Hai că până la urmă mi-am desfăcut părul, că sunt o indecisă. Cum o să te mai bine, cu părul prins sau așa? Așa. Nu, da, stătea mai bine prea... cu părul prins cu șosete. Așa stătea cel mai bine. Nu prea am volum, de asta mi-l prinsesem. Ia uitați ce mănânc eu. Ciocolata mea preferată pe băț. Bună. E bună? Da. Aute, mami, ce frumos e împodobit! Da, dacă n-ar mai fi atâtea mașini, s-ar vedea și mai frumos! Și ce aglomerație! Da, că e ora 6:40, e și lumea de la muncă! Deci uitați ce frumos se vede! Bine că pe telefon, pe cameră nu se vede la fel ca în realitate și mă oftic că nu vedeți exact ce văd și eu, dar e frumos și aici în Ploiești, au decorat frumos anul ăsta. Vă așteptăm la Ploiești! Acum am parcat și mergem la târgul de Crăciun. Mi-a luat și geaca pe mine pentru că e destul de frig afară, așa că hai să vedem ce e acolo. Să vedem dacă e la fel ca anul trecut sau dacă e diferit. Patinoarul ăsta nu era aici anul trecut, deci ăsta e nou. Vreau să vi-l prezint pe prietenul meu, pe Caragial. Poate îmi vomită careva în cap. Deci astea nu erau aici anul trecut. Nici roata, nici mașinuțele bușitoare. Mamă, dacă te lumini. Dacă eram și eu cu vreun prieten, vreo prietenă, mă dădeam și eu una, astea că îmi place. Mai ales mașinuțe bușitoare, sunt preferatele mele. Dar acum am eu unde să mă dau. Nu, eu nu fac așa ceva. Sunt curioasă dacă se uită cineva la târgul de Crăciun de la Ploiești. A, dragă, că e frumos și asta. Asta ce are? Doar Craiova și Sibiu vreți voi. Ne-am blocat. Am ajuns lângă London Eye. A, gata, oameni buni, am descoperit unde suntem. Uite stelele de la Hollywood, aici erau. Uite, aici zici că e poarta sărutului. Da, mă, noi eram ăștia de la Ploiești. Ia uitați câtă lume traversează.
Ia, mici, cârnați, ia uite. Nu, nu vrei un mic, un cârnat? Eu, nu, n-ai poftă? Nu, nu. Mă mir, chiar mă mir. Ce mic și de cârnat. Am venit cu mami la Lidl ca să facem niște cumpărături. Poate luăm și niște dulciuri, că nu mai avem deloc acasă. Știi când e Moș Nicolae? Când vine Moș Nicolae? Pe 6. Pe 5 noaptea. 6 dimineața când te trezești, găsești ce ți-a adus Moș Nicolae. Găsești ce mi-a adus, mă, și tu la fel. Serios? Nu știu. Uitați și dulciuri de Crăciun la Lidl. Voiam să vă arăt ciocolețelele alea care sunt preferatele mele. Stați să le găsesc. Că aici la raionul de dulciuri de Crăciun. Stai mă, unde sunt? Nu alea cu marțipan. Stai așa un pic. Uite astea. Astea sunt. Uite, sunt 7 lei. Uite și crăciunițe. Voiam să vă arăt și vouă. Suntem în Kaufland, apropo. Sucul ăsta natural. Să știți că este foarte bun și beau destul de des și la fel foarte des ce beau cei din ăsta cu aromă de mentă. Sunt în Kaufland și uitați ce am găsit. Ciocolată Dubai, uite, 22 de lei. Mamă, și-au pus-o în cutiuță din asta ca să nu se fure. Incredibil. Ideea e că eu am mai încercat-o pe cea din Carrefour, dar asta e diferită. Și parcă aș vrea să o încerc și pe asta. Mi-am luat-o. Hai că o încercăm acasă. Uitați ce mașină drăguță! Doamne, îmi place de nu mai pot. Audi mi se pare că mi se potrivește foarte bine. Deci, el este de pe stradă, să știți. Și el este de la mine din casă. Uitați-vă, zici că sunt gemeni. Și știți cum le zic? Deci, el este Pica, da? El e al nostru. Ce te întinzi, măi, așa? Și el e Pica mic. Deci, el e Pica mic, că e mai mic. Ele pui. Unde te ascunzi? Așa, deci cum v-am arătat, am luat ciocolată Dubai din Kaufland. 22 de lei a fost. Așa că hai să încercăm aici. Mami mă filmează, face pe influențărița. Hai că am rupt-o urâțel, dar nu contează, gustul contează. Ia să vedem. Deci așa arată. Asta e mai groasă decât cea din Carrefour. Știu că a sunat dubios, dar nu contează. Deci așa arată, e mai groasă și mai micuță. Aia din Carrefour era ca o ciocolată normală. Hai să vedem, o rupem așa în jumate. Da, are mai multă compoziție asta. Aia din Carrefour nu prea avea, era foarte subțirică. Pentru că e seară, îți dau puțin, da? Da. Uite, o bucățică. Deci uite ce mișto arată. Nu știu dacă se vede bine, ea. Gustă. Hai că iau și eu. Tot așa o bucățică. Ai ca asta, parcă e mai bună. Uh-huh. Mai bună. Uh-huh. E bună, mă, n-ai ce zice. N-ai ce zice, e bună. Deci asta din Kaufland e mai bună decât ea din Carrefour. Deci firma asta de ciocolată se numește Elite. N-am mai auzit de ea, dar e mult mai bună. Băi, mie una mi-e foarte somn și abia 10 seara ceasul, deci nu-i târziu, dar cred că am îmbătrânit eu. Deci cam asta a fost și vlog mă ziua 3. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share, subscribe și comentarii ca să vă știu părerea. Și de asemenea, dați și mie follow pe Instagram și pe TikTok ca să ne prietenim și acolo. Așa că ne vedem în vlogul de mâine, vlog mă ziua 4. Vă pup și noapte bună!